De noi este și Cătălin Borască, nutriționist. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! În primul rând, țin să le urez la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Constantin și Elena. Să fie sănătoși și nu este numai. Este și ziua Ralucai. La mulți ani, Raluca! Mulțumesc! Să fii sănătoasă, să ne gătești acolo. Bine, da? Da, da. Am gătit și sushi mai devreme cu somon. Despre somon vom discuta și în această dimineață. Foarte multe articole și studii de pe internet spun că somonul este toxic. Da, da, într-adevăr, în ultima vreme, din cauza exploziei demografice, practic acest pește a ajuns să fie cultivat în ferme, da? În ferme unde este hrănit cu antibiotice, unde îi se administrează antibiotice, unde este hrănit cu făină de oase, nu are loc să se miște, este hrănit cu o substanță, cum beta-caroten îi dă culoarea asta, da? Practic este 5 ori mai toxic decât somonul normal. Somonul normal, nu cel norvegian, somonul din Alaska, da, el este singurul care se recomandă spre a fi consumat. Are altă culoare, altă textură, este un pic mai mic. Ia caută doia, somon de Alaska și somon de Norvegia, să facem așa să două. Să facem exact, să facem o diferență. La asta trebuie să ne uităm în primul rând când cumpărăm pește, da? Trebuie să ne orientăm către țara de origine. Păi și când mergem la cumpărături, da? Și ne poftă de somon. Trebuie să ne uităm pe etichetă să fie somon, nu știu, de captură, somon de Alaska, somon, să fie de crescătorie. Somon de captură, într-adevăr, nu de crescătorie. Cei de la crescătorie fac în așa fel încât ca peștele să crească mult mai repede, da, îi se administrează antibiotice, este cancerigen, conține și o substanță dioxină care provoacă diferite reacții alergice în corp, exeme, boli de digestie și într-un final duce și la cancer, da? Este de 5 ori mai toxic decât norma admisă pentru acest tip de aliment. Și trebuie să fim atenți. Asta nu înseamnă că dacă vom consuma o singură dată somon, suntem expuși, da? Pentru că am discutat și în zilele anterioare că absolut toate fructele, toate legumele sunt tratate cu pesticide, trebuie să le spălăm bine, trebuie să avem grijă, trebuie să le ciclizăm în așa fel încât să nu aducem un aport foarte mare de aceeași toxină în corp, da? Pentru că organismul riscă să cedeze. Citesc și pe internet și se spune că, de exemplu, la o crescătorie există 2 milioane de unități de somon într-un spațiu foarte mic. Într-un spațiu foarte mic, exact. Și nefiind habitatul lor normal, aceste bazine sunt din plumb. Da? Plumbul este un metal foarte, foarte toxic. Totodată nici cel din ocean nu este atât de curat, deoarece este lipolitic, atrage metalele grele, mercurul mai ales. Metilul de mercur îl atrage în grăsimea de pe burtă, da? Deci, practic, trebuie ciclizat. Dacă mâncăm, nu trebuie să înspăimântăm de spectatori, trebuie să-i facem să fie mai atenți în momentul în care... Să citească pe etichetă. Exact. Mai citesc că muncitorii de la crescătoriile de somon toarnă în apă, cum mai spui, un pesticid puternic cu efecte neurotoxice, iar în momentul în care curăță acele locuri, folosesc tot niște substanțe foarte puternice, exact. Iar ei sunt costumați exact. Și sunt protejați de acele substanțe. Partea proastă este că ei nu reacționează la aceste substanțe, ei o transmit mai departe, adică noi fiind consumatorul final, practic noi riscăm să avem probleme. Ei au devenit ușor imuni, da? Ei transportă... Uite, găsit Zoia, somonul din Norvegia este da, cel unde este și celălalt pește. Este un pic mai mic, are o culoare mult mai intensă, mult mai spune, intensă, de la beta-caroten, exact, nu? Și are, da, de la beta-caroten este cel de captură, este cel de crescătorie, cel capturat stă pe fundul oceanelor, în primul rând se hrănește cu creveți, da, de asta are el culoarea asta închisă, da. Cel de crescătorie de la beta-caroten și de la substanțele care îi sunt administrate, de la asta tinde să aibă culoarea asta. Și în plus raportul de omega 3 omega 6 este foarte diferit la somonul de crescătorie. Este undeva de 10 la 1 raportul de omega 3, omega 6 la 10 la 1, da. Dar și deci, cel practic... de captură este în pericol, pentru că se spune că fundul mării este complet, exact, complet distrus, e ca o fabrică din de gaz bule de... Din cauza diversărilor, din cauza marilor fabrici care deversează în ocean tot felul de toxine, tot felul de substanțe poluante, acesta atrage, cum spuneam mai devreme, atrage toxine în grăsimea de pe burtă. Uite că pe fund se găsește un rezidu de 15 metri încărcat cu bacterii, resturi de furaje putre și substanțe chimice care să distrugă paraziții. Totodată, din cauza distrugerii coralilor, da, care aceștia cât de cât mai filtrau, sunt o barieră naturală,
au ajuns să se dezvolte foarte mult dinoflagelatele, sunt niște substanțe care sunt consumate de către pești, de către somon. Da? Și dacă tot vorbim despre somonul norvegian, iată, studiile arată că putem să fim infectați cu păduchele de mare, precum și virusul anemiei infecțioase de somon, în timp ce consumatorii sunt informați despre pandemiile de pește. Exact, sunt foarte multe afecțiuni pe care le poate dezvolta omul în urma consumului de somon, însă trebuie precizat că în țările nordice, în Norvegia, în Suedia, în Danemarca, peștele vine cu niște grafice, vine cu un certificat, da? Uh-huh. Este însoțit de un certificat în care se precizează ce conținut are de substanța D, cu ce a fost hrănit, cu ce... Poate ar trebui implementat și la noi un astfel de sistem să știm cel puțin ceea ce consumăm, da? Totodată peștele de acvacultură are un conținut mai mare de omega-6, omega-6 care nu este esențial, omega-6 care este proinflamator, dezvoltă inflamațiile, cancerul este practic tot o inflamație, da? Deci trebuie să avem mare grijă în cazul consumului. Se mai spune că somonul sălbatic are 5-7% grăsime, iar cel crescut artificial... Exact, 15-30, undeva la 15-30, are mult mai multă grăsime. Și că toxinele se acumulează în țesutul adipos. Exact, asta nu înseamnă că ne îngrășăm. Practic nu s-a îngrășat nimeni consumând pește somon cu verdeață, da? Uh-huh. Practic riscăm să acumulăm mult mai multe toxine în corp. Practic asta ar putea să ne pună în pericol ficatul și rinichii, da? Rinichii care sunt organe excretori, tind să... Deci până la urmă ne facem rău cu mâna noastră. Până la urmă ne facem rău. Din dorința 80%. De a face mai mulți bani, exact, se fac aceste ferme, exact, aceste crescătorii. Exact. Unde... Din cauza exploziei demografice, industria s-a dezvoltat atât de mult încât găsim absolut orice, la orice oră, pește, fructe... Nu se mai ține cont de anotimp. Și de producție limitată, da? Deci, practic, din cauza cererii foarte mari, am ajuns să contrafacem aceste fructe, legume, animale și tot așa. Da. Ceea ce trebuie să știe telespectatorii este că atunci când merg, de exemplu, să cumpere somon, să fie atenți la etichetă, da? Exact. Să nu fie de crescătorie. Nu trebuie, exact cum spuneam și în ediția anterioară, nu trebuie să consumăm în exces un aliment, niciodată. Nu trebuie să consumăm seara târziu, deoarece metabolismul este încetinit și nu mai procesează, practic, tot ceea ce mâncăm. Trebuie să ciclizăm în fiecare, într-o săptămână, trebuie să ne asigurăm toți nutrienții, trebuie să mâncăm pește, trebuie să mâncăm ouă, trebuie să mâncăm fructe, trebuie să mâncăm legume, nu aceleași chestii în fiecare zi. Asta mulțumim foarte mult, Cătălin, și te mai așteptăm cu mare drag la Star Matinal. Pentru alte sfaturi, întrebări ale telespectatorilor, mă găsiți pe Instagram, Cătălin Broască. Mulțumim foarte mult, Cătălin. Noi acum mergem mai